mea nevăzută, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. Se spune că viitorul este scris pe chipul omului. Atât evenimentele trecute, cât și cele viitoare sunt întipărite pe chipul nostru. Și vom vorbi astăzi despre o tehnică inedită, o tehnică foarte veche, cu ajutorul căreia putem afla viitorul. Este vorba de harta vieții sau harta celor 100 de ani. Alături de mine în platou este Soada Agachi, psiholog, specialist în tehnici de citire a chipului și analiza trăsăturilor faciale. Soada, bine ai revenit, mă bucur tare mult să te revăd. Bine te-am găsit și îți mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu din nou în platou. Iată că chiar vorbeam în pauză un an de zile. Da. De când nu ne-am văzut, așa este. Avem cartea ta, da? Tehnici de citire a chipului. Deja un an de zile am primit un an, chiar la tine a fost prima oară lansată și iată că o am aici pentru cei care nu știu, este singura carte în limba română scrisă legată de tehnici de citire a chipului, așadar pe site-ul meu, pe soada.ro, pot găsi dacă doresc. Și găsim aici și despre mai multe detalii despre tehnica despre care vom vorbi astăzi, harta vieții sau harta celor 100 de ani. Ce este exact această hartă? Cum ai spus și tu, este o tehnică străveche din metoda chinezească. Chipul nostru are o hartă, mult mai multe tehnici care se aplică pe față, dar în mod special această tehnică este una de o finețe rară. De ce? Pentru că prin această tehnică putem, nu neapărat că este destul de încărcat spus, citit viitorul, până la urmă și un medic, dacă cunoaște o tehnică, și foarte mulți pe care eu i-am întâlnit, reușesc să se uite pe chipul unui om și să-și dea seama dacă totuși boala respectivă s-a agravat sau nu, sau cât timp mai are până o să intre, să zicem așa, într-o fază mult mai acută a acelei boli. La fel se întâmplă și prin această tehnică, și anume poți, în primul rând, să îți dai seama cam pe la ce vârstă poți să declanșezi o boală, pentru că această tehnică se aplică în primul rând pentru a identifica bolile pe chip. Da? Citirea chipului se împarte în mai multe ramificații. Citim tiparul comportamental al unui om, citim să vedem prin ce fază trece a comportamentului respectiv, ce talente și tot așa mai departe. Și tot așa există și o ramură prin care putem să ne dăm seama către ce boli acel om este predispus. Și această tehnică, numită harta vieții, are 100 de puncte poziționate pe chip. Putem să și exemplificăm, și anume, se începe diferit la femei și la bărbați. Adică numerotarea la bărbați și la femei se desfășoară diferit, doar pe linia mediană sunt aceiași ani care se regăsesc în ambele variante. Partea dreaptă a feței, în tradiția chinezească, se atribuie energiei yin, iar partea stângă a feței se atribuie energiei yang. Deși foarte mulți oameni care studiază împărțirea corpului yin sau yang, ei știu foarte clar că partea stângă a corpului este yin, iar partea dreaptă este yang. Dar uite că pe chip lucrurile stau diferit. Am stat foarte mult și am cercetat să înțeleg de ce. Chiar am încercat să contrazic și să caut semnele pe partea dreaptă a feței sau pe partea stângă, în concordanță cu această teorie, stângă feminin, dreapta masculin. Dar se pare că pe chip nu reușeam să-mi impun propria mea tehnică, așa cum se știe din alte zone. Și am urmat tehnica chinezească, și anume partea dreaptă se consideră feminină, partea stângă masculină. Și numerotarea acestei hărți tot așa începe, și anume, pe partea dreaptă, numerotarea la femei începe de la urechea stângă, și anume decada 1-7 ani reprezintă urechea dreaptă. 8-14 ani, urechea stângă. Așadar, în această perioadă, între 1 și 14 ani, putem să ne uităm la urechile noastre, ca să vedem odată cum anume se va desfășura din punct de vedere fizic și psihic manifestarea acelui om. La bărbați este invers. Numerotarea începe de la urechea stângă 1-7 ani, 8-14 ani se termină pe urechea dreaptă. Iar totodată urechile reprezintă simbolul, cum să spun eu, copilului încă nenăscut, adică are forma copilului în burta mamei, da? Capul reprezintă lobul urechii, iar trupul este exact tot helixul urechii, și anume cum stă copilul încolocit în burtă. Ce evenimente putem vedea pe ureche? Păi acolo este omul în miniatură. Putem să studiem și cum a fost viața intrauterină acelui copil sau acelui om. Totodată putem să studiem și această decadă. Tot ce se cere în harta vieții este să întâlnim trăsături
nu neapărat perfecte prin felul în care ele sunt formate și nu se cere perfecțiunea lor, adică să fie toate cumva frumoase. Oricum pentru că noi suntem asimetrici cumva. Da, chipul este asimetric, trăsăturile niciodată nu se aseamănă una cu cealaltă. Ceea ce este important în harta vieții înseamnă trecerea de la o decadă la cealaltă. De ce? Pentru că fața, dacă vreodată v-ați uitat la munți, uite, eu venisem acum de curând din Egipt și mă uit la munții aceia care sunt acolo, de nisip până la urmă, stâncile respective, deseori poți să observi un chip care stă culcat pe spate, da? Și vezi așa forma nasului, forma buzelor, cum anume trece. Sau când stă un om și doarme lângă tine, poți să-i studiezi chipul, cum anume trece fruntea, de la frunte la nas. Ei, aceste treceri arată foarte clar cum anume vor trece și anii în perioada respectivă. Mai de greu exemplu, sau mai ușor? Cu mai multe denivelări, poate apare o zonă abruptă pe chip și asta înseamnă că și în acea perioadă omul va trece printr-un moment mult mai intens. Nu putem numi bine sau rău. Pentru că în concepția ezoterică sau, hai să spunem, și metafizică, nu există ideea de bine sau rău, ci pur și simplu modul în care omul ajunge să reacționeze sau să abordeze acel eveniment îl poate determina să decide dacă este bine sau că rău. Până la urmă, chiar dacă aflăm aceste evenimente de pe chipul nostru, nu le putem schimba. Ideea e nu să le schimbi, pentru că prin ele tot vei trece. Contează cum anume vei trece tu prin acel eveniment. Nu contează în viață de câte ori ai căzut, contează cum te-ai ridicat. Da? Pentru că cu toții trecem prin acele evenimente. Există într-adevăr fizionomii care au o trecere, oarecum, de invidiat dintre toate trăsăturile. Adică este foarte frumoasă trecerea, de exemplu, sunt oameni care au sprâncenele sau oasele, acestea foarte preeminente, da? Brusc vezi aici că le ies oasele, preponderent la bărbați. Și atunci trecerea de la 28 spre 29 de ani, pentru că acel punct reprezintă această trecere, va fi cumva foarte intensă. Dar omul respectiv, culmea, își dorește, pentru că așa e plămădit. Asta e fața lui. Dar totodată putem să și anticipăm că prin acel moment el va avea o intensitate a evenimentelor. Ori va declanșa o furie foarte mare, pentru că și zona respectivă se interpretează ce înseamnă, dar se adaugă și vârsta, adică tehnica harta vieții. Imaginați-vă pentru telespectatori acum că fața are ca niște file de calendar, da? Uh-huh. Și acele file de calendar le putem numi mai departe hărți. Și atunci, important este să știm semnificația trăsăturilor, care înseamnă o hartă, ce înseamnă fiecare. A doua hartă poate fi numită harta vieții, adică punctele. Și atunci, în momentul când știi ce înseamnă trăsătura și vârsta corespunzătoare acelei trăsături, poți să îți dai seama cam prin ce intensitate a evenimentelor vei trece. Totodată, ca și pe planeta Pământ, există și prăpăstii. Și atunci este foarte important să vezi cam pe fața ta unde sunt văile sau prăpăstile, unde sunt munții, unde trebuie să depui... Păi uite nasul, da? Este o zonă unde, ca și cum s-ar plimba un pitic pe față, ca să vorbim așa în termeni cât mai popular, te uiți așa pe chipul tău și te gândești cam care este zona unde trebuie să depun un efort foarte mare, unde mă voi afla în culmea vieții mele. Și știm că și de-a cursul vieții, undeva la 40 până spre 50 de ani, atingem o culme. Ne dăm seama de anumite lucruri, să zicem, am dobândit o înțelepciune. E, 40 de ani reprezintă exact zona nasului, împreună cu pomeții, da? Să facem o scurtă incursiune. 1, 14 ani urechile, 15, 28 de ani toată fruntea, 30 de ani până la 40 de ani ochii, zona ochilor, 40 de ani până la 50 de ani reprezintă nasul și pomeții, 50 de ani, 60 de ani gura, 70 de ani, 80 de ani zona aceasta și până la 100 de ani se interpretează de jur împrejurul capului, restul e destul de... departe. Și atunci când te gândești așa, care zona este cea mai ridicată de pe chip? Sunt femei care au pomeți foarte proeminenți, da? Ce înseamnă pomeți proeminenți? Dau o scurtă descriere. Da. Înseamnă ambiții. E, în jurul vârstei de 40 de ani, care are corespondență cu pomeții, atunci ambițiile tale se vor declanșa foarte mult. Spre exemplu, Hillary Clinton, dacă ne uităm pe chipul ei, ea are pomenți foarte preeminenți. E, și în jurul vârstei de 40 până la 50 de ani a fost în culmea, să zicem, carierei pe care a desfășurat-o și puterii pe care au avut-o. La fel de bine sunt femei sau bărbați care au pomeții plioștiți sau nasul deformat sau care nu neapărat se cere un nas frumos, dar să fie cumva să facă parte din chipul tău. Uh-huh. Și aici mare atenție la operații estetice, pentru că asta un nas să te întreb foarte proeminent pe care ți l-a lăsat Dumnezeu întotdeauna se potrivește cu fața aceea.
N-are cum să nu fie o potrivire. Dar ai văzut că în urma operațiilor cam toate femeile arată la fel. Nas mic, buze groase, pomeți proeminenți. I-am mai spus într-un live pe care l-am făcut singură pe Facebook, zic la un moment dat, ne-am spus așa, fără să se supere, dai spre binele lor, nu se supără că eu simpatică, o să începe să arătați toate la fel. Nu că sunt împotriva operațiilor estetice. Bine că există. Sunt oameni care chiar au nevoie de ele, de la un accident până la orice formă de a-ți crește stima de sine, sunt perfect de acord. Dar când ajungi să te faci să arăți ca toate celelalte, până la urmă bărbații o să zic orică sunt cu tine, ori cu celălalt, e același lucru. Ideea este să aveți grijă cât de mult exagerați. Și revenind la nas, nas am observat că se exagerează cu micșorarea lui. Și nu este de bun augur, în general, un nas mic pe orice fel de chip. Peste că, fiindcă este un simbol al copilăriei și al naivității, iar în jurul vârstei de 40 de ani, da, indiferent că e operat sau dobândit, se va manifesta infatilitatea, copilăria, neseriozitatea, asta într-un sens negativ. Dar există și un sens pozitiv. Îmbătrânești mai greu, te simți din nou tânăr, ai nevoie de joacă în viața ta și atunci depinde acum ce-ți dorești în general sau ce-ți cere societatea și atunci apare un conflict. Ce înseamnă un nas proeminent? Un nas proeminent înseamnă momentul când te uiți pe tot chipul acelui om și observi că este foarte tare în evidență. Dacă luăm nasul separat, nu putem să ne dăm seama dacă e mic sau mare, proeminent sau neproeminent. Întotdeauna se așează pe chip. Și ce atunci semnifică? Un nas proeminent la femei este diferit de nasul proeminent la bărbați. De bărbații nu sunt deranjați de un nas proeminent. Din contră, parcă au o mândrie aparte. Nasul, în general, arată ego-ul unui om. La femei mai simbolizează cum anume va fi bărbatul lor. Și, în general, arată cum reușesc ele să se manifeste din punct de vedere sexual. Cu cât un nas este mai proeminent la o femeie, ambițiile ei sunt mai mari, ego-ul este mai mare și este o carieristă. Dar dacă își va băga nasul, pe românește spus, în căsnicie, de obicei nu reușesc să rămână foarte mult acolo, nu pentru că nu și-aș dori ele, presiunea e foarte mare din partea lor către bărbați. Totodată, nasul femeii este steaua norocasă a soțului, așa sunt termenii populari în citirea chipului și atunci un bărbat poate să-și dea seama cam cum îi va merge lui în viață în funcție de nasul pe care acea femeie îl are. Culmea că femeile simt cumva așa, hai să zicem, să spunem ancestral, să și-l opereze, să și-l micșoreze, pentru că cu cât nasul este mai mare, în tradiția chinezească se spune că ea va domina pe acel bărbat sau ea va face o carieră. Aia erau preconcepțiile probabil atunci. Și se căuta o femeie cu nasul mic. Astăzi femeile și-l operează pentru că se simt masculine cu un nas foarte mare sau că nu se potrivește cu frumusețea lor, dar eu vă sugerez atâta timp cât puteți respira corect. Da? Este cât de cât la locul lui să-l lăsați acolo și să vă canalizați atenția către o carieră. Mai ales în jurul vârstei de 40 de ani, femeile acelea vor fi în apogeu. Și aveți actrițe foarte multe care puteau să și-l opereze, gen Barbara Streisand sau Meryl Streep, aveau de unde. Și totuși puteți să studiați cariera lor și să vedeți evoluția. Pe când femeile cu nas mic, repet, fie operat sau dobândit, în jurul vârstei respective, chiar dacă au atins un apogeu al carierei, pentru că ce ți-e scris de la Dumnezeu nu poți să ștergi nici cu o operație, nu vei simți intensitatea acelui eveniment. Tu treci prin el, dar nu-l trăiești. Uh-huh. Și tu ți-ai practic o trăire, pentru că de asta ai venit în viață, să ai o trăire. De-aia mergem în concedii să avem o trăire, de-aia facem fel și fel de lucruri, pentru trăirea în sine. Și atunci nu înseamnă că o operație sau modificarea chipului, tu modifici trecerea prin acei ani. Pur și simplu ții trăirea și din trăire tu ai o învățătură, da? Pur și simplu când plângi ai învățat ceva, când râzi ai învățat ceva. Și dacă nu înveți oricum vine și se repetă. Vine prin alte variante și tot va trebui să treci prin acea trăire. Așadar, important este prin harta vieții să cunoaștem cam în ce perioadă vom avea, să zicem, o trăire intensă sau o coborâre sau, eu știu, o perioadă minunată pe care ar trebui chiar să o fructifici la maxim. Foarte mult se studiază partea aceasta din punct de vedere medical. Spre exemplu, filtrumul sau șanțul nazolabial are legătură cu aparatul reproducător, atât la femei cât și la bărbați. Filtrumul este aici, da? Pentru cei care nu se uită așa de atent, în zona aceasta este foarte important să studiați cum anume funcționează aparatul reproducător. Adică trebuie să fie mai pronunțat? Sunt mai mult, da, cu cât este mai adâncit, cu atât omul acela este pofticios tot ceea ce ține de a-și trăi viața prin plăceri, da? Fie că vorbim de mâncare, de sexualitate, de orice formă de plăcere fizică în mod special. Și totodată zona aceasta feței ține și de zona aceasta corpului, pentru că este chipul sau trupul în miniatură. În momentul când avem un filtrum adâncit,
avem de a face cu un om care poate să aibă o senzualitate mult mai intensă. Totodată, dacă apar alunițe sau riduri la o femeie, dar în special ridurile care deja străbat filtrumul, este un semn că femeia intră sau a intrat deja la menopauză sau și-a făcut operație prin care nu-și mai dorește să aibă copii. Alunițele, iarăși poziționate în zona aceasta, arată și un blocaj a aparatului reproducător sau chiar mici puncte roșii care le vedeți din când în când și aici sugerez femeilor să se uite în oglindă, simbolizează că există o afecțiune sau deja se declanșează o problemă la nivelul ovarelor și a uterului. De aceea e foarte important să-ți urmărești filtrumul ca femeie. Este important să fie drept, să nu fie strâm, că este chiar și cum uterul în miniatură și poți să-ți urmărești evoluția. De ce? Pentru că se poate modifica filtrumul foarte ușor, este o zonă mobilă, da? El poate să se adâncească sau poate să-și mai șteargă din intensitate. Iar în jurul vârstei de 50 de ani, pentru că este trecerea de la 49 spre 50 de ani, ei iarăși arată cum anume este desenată viața ta, cu cât este mai frumos adâncit, cu atât trecerea este mult mai lină, fiind un simbol al apei din teoria celor 5 elemente pentru cunoscători. E un filtru adâncit, simbol al elementului apă. Și atunci treci ca prin apă în momentul când ai depășit momentul acestui nas, care fie vorba de carieră, fie de un ego pronunțat, dacă este mult mai șters, simbolizează că omul are cumva o zonă așa ca un deșert, da? Mai singuratic în acea perioadă, nu are pe nimeni apart, nici poftă de viață nu mai apare. Da? Și atunci un filtru adâncit simbolizează chiar nevoia de a trăi a doua tinerețe mult mai intens. Și ajungem la gură. La gură? Păi putem sări și la ochi, putem sări și la gură. La gură ne uităm așa ca și cum ar fi un abis, da? Contează foarte mult ce bagi în gură, dar contează foarte mult ce scoți. Pentru că hrănești ceva când te uiți pe un chip culcat pe spate, da? Observ că există orificii, găuri și anume nas. Putem să ne uităm exact așa. Și contează cum respiri, ce inspiri, pe cine inspiri, ce expiri. Și nările, iarăși, țin tot de perioada aceea de 40 de ani și oamenii care au nările foarte evidențiate, înseamnă că expulzează foarte ușor sau dau afară informații și bani. Pentru unii, bogăția înseamnă informație, pentru unii, bogăția înseamnă bani. E, când aceste nări sunt ascunse, uite cum sunt la tine, înseamnă că poate păstra foarte bine informația și poate beneficia exact în perioada acelei vârste, în urma informațiilor, de o anumită bogăție. Dar gura în sine are nevoie să fie hrănită. Și atunci, în jurul vârstei de la 50 la 60 de ani, foarte multe cumpene se întâmplă în viața oamenilor. Da? Unii mor, alții își schimbă viața radicală, alții au operație foarte puternică sau cineva drag dispare. Așadar, mare atenție în perioada 50-60 de ani, ce scoateți pe gură și ce băgați în gură, pentru că exact atunci există o mare vulnerabilitate, un mare abis al omului. Și acolo sunt cele mai mari provocări în acest interval? În general, da, dacă până la vârsta respectivă n-ai învățat să-ți trăiești viața din punct de vedere al virtuților. Cu toții avem, să zicem, preponderența să trăim prin păcate și nu vorbesc din punct de vedere biblic când spun virtuți și păcate, dar în momentul când omul este mânat de lăcomie, da, toată viața lui deja până atunci se observă că și-a stricat-o, e în momentul când vine punctul culminant, și anume unde e cea mai mare lăcomie în jurul gurii, fie prin ceea ce spui, prin ceea ce bagi în tine, atunci poate să existe o mare cumpănă. Și atunci mare atenție la forma buzelor, la forma gurii, cum anume se mișcă buzele când vorbești, cum se mișcă buzele când mănânci, cât de tare deschizi gura când zâmbești sau cât de tare o ții închisă. Și asta ține de modul în care omul își mișcă buzele încă de când este tânăr, pentru că asta se educă. Sunt unii care zâmbesc într-o parte, știi? El încă e tânăr, totul e strălucitor. Pe chipul lui poți să spui după partea vieții că o să aibă o viață minunată. Dar dacă continuă tot așa, exact în jurul vârstei de 50-60 de ani, el poate să aibă o experiență. Noi putem să o numim chiar și pozitivă. Da? Să zicem, bine că ai scăpat, nu știu, de o problemă aia mare, el o să sufere foarte mult, pentru că este propria lui experiență. Nu putem să știm niciodată pe un om cât de tare îl afectează și dacă spui că este frumos sau că este urât. Dar rămite alte experiențe pe care noi le putem numi bune sau rele. Întotdeauna totul se interpretează în raport cu experiența acelui om, nu prin filtrul tău, nici măcar ca și fizionomist. Pentru că tu nu poți numi niciodată ce înseamnă pentru acel om bine sau rău. Corect. Tu poți doar să-i spui că în acea perioadă ar fi bine să ia o pauză sau să se liniștească sau să fie mai cumpătat. Mai ales ochii, care au între 35 și 40 de ani, ei decid foarte mult toată harta vieții. O să revenim la ochi, da, și la harta vieții după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente.
întors la lumea nevăzută alături de invitata mea, Suada Agachi. Am rămas la zona ochilor. Da. Mai avem noi o vorbă că ochii care nu se văd se uită. Nu se uită cât timp îți amintești de acea privire și privirile nu se schimbă, pot să spun, niciodată cam toată viața. Se mai schimbă forma ochilor, poți să faci modificări câte vrei, machiaje pentru femei, dar privirea nu și-o poate schimba nimeni. Și mai exact spus, climatul mental. Da? Imaginează-ți că există un nor deasupra capului, toată viața. La unii tună și fulgeră, la alții există un curcubeu. Și puteți să vă dați seama din fotografiile voastre, din copilărie, până la bătrânețe, de exemplu, ale bunicilor sau persoanelor mai în vârstă, care au fotografii de când sunt copii mici până când îmbătrânesc, și o să vedeți că în trecerea anilor privirea cumva rămâne de recunoscut și rămâne aceeași. Chiar dacă se încruntă un om sau dacă are un moment mai nostim sau un umor mai dezvoltat într-o fotografie, totuși după privirile îl recunoști. Și pe stradă după ani și ani. Și asta ne spune foarte multe lucruri, mai ales când vrem să citim chipul acelui om și mai ales când vrem să îl interpretăm după harta vieții. Așadar, dacă privirea acelui om, de exemplu, că sunt priviri și priviri și oamenii, dacă vor să învețe să citească sufletul și mintea unui om, se uită că în ochi. Știm că ochii reprezintă atât oglinda sufletului, dar cât și a minții, că îți dai seama de psihicul acelui om cât e de agresiv sau altfel. Asta va trebui să se ocupe omul de acasă singur, să se uite în ochii oamenilor ca să citească privirii. Cum este o privire agresivă? Asta n-aș putea să imit acum, dar vă le dau un indiciu. Da. De câte ori vă uitați la un film, mai ales la filmele astea unde puteți să puneți stop cadru și vedeți la un moment dat un om care se uită într-un fel anume agresiv, pui pe stop cadru, te uiți la privirea aceea agresivă și încerci să o imiți, să vezi, poți să intri în climatul acela mental, dacă intri ușor sau greu. Poate să fie și o privire de bețivan. Da, poate să fie și o privire lascivă. Și aici tot în filme puteți studia ca să le puteți identifica mai ușor la oameni. Oamenii nu se uită atât de mult în ochii celorlalți oameni, din păcate. Pe vremuri la sat, oamenii știau mai repede să te citească, să uita așa din cap până în picioare și spunea despre tine: măi, dar ce-i cu tine? Iar ai suferit sau ai plâns azi noapte? Ești plâns, da, așa cumva. Tehnici foarte interesante. Astăzi se uită cineva la tine, nici nu dă seama că suferi sau că îți plânge sufletul și tu înveți să zâmbești. Sau am învățat noi să ne punem măști. Nu suntem așa de buni la pune măști. Nu mai știm noi să ne citim unii pe alții, că nu suntem interesați. Aia e problema. Cred că înainte știau oamenii mult mai bine să-și ascundă durerile și ceilalți mai bine să le identifice, iar astăzi nu ne mai pasă să ne ascundem durerea, pentru că avem și noi nevoie să ne descărcăm și vedem deseori că chiar dacă ai un moment de bucurie astăzi și ți-e bine, vine celălalt și cumva caută să își impună și lui starea. Și atunci este parcă mult mai ușor să te uiți. Deși vrem să ne punem măștile, ele cad foarte ușor. Dar revenind acum la ochi, dacă este să terminăm subiectul acesta, legat de climatul acela mental, ochii au corespondență cu harta vieții între 35 și 40, aproape 39 spre 40 de ani, că intrăm deja pe nas, și exact se poziționează în scleră și în privire. Dacă până atunci, și în general, se vede că ai o privire, să dăm un exemplu așa, cumva mai adormită, da? Te uiți așa, cam toată viața ta, climatul mental este cumva așa absent din viața de zi cu zi, există un, chiar dacă trăsăturile sunt perfecte, nas frumos, pomeți, există o îmbinare perfectă între ele, chiar evenimentele până atunci au trecut așa lin, acea privire determină cam ansamblu general al vieții sau calitatea vieții tale. Poți să ai o familie frumoasă, da? Un soț minunat, carieră, evenimente care nu te-au marcat, dar omul este total nefericit. De ce? Fiindcă se observă clar din privirea lui că este absent. Și mai ales în perioada aceea, 35 spre 40 de ani, va simți foarte acut așa ceva. Poate să cadă brusc într-o depresie sau brusc îi se întâmple, lui sufletește ceva și nimeni nu-l mai scoate. Ajută foarte mult pe cei care studiază psihologia să urmărească evoluția, să zicem, unui pacient sau client în funcție de calitatea privirii, mai ales dacă a nimerit într-o cădere psihică sau, să zicem, a unei boli care nu are așa de mare, să zicem, afecțiune acel om, dar iată că îl afectează mai mult decât este cazul. Și atunci poți să-ți dai seama cam cât va dura trecerea lui sau cum să-l scoți, pentru că, uite, totuși climatul acela mental își face efectul exact în perioada respectivă, fiindcă are corespondență cu ochii. Și ajută enorm de mult să cunoști harta vieții, mai ales când ai de-a face sau ești într-un cadru medical. Sau terapic. Și intuitiv, foarte mulți medici care mai ales au pe patul lor, sau asistente, hai să zicem asistente medicale, ca să fiu
să las deoparte chiar medicii, că na, toată lumea studiază medicina și nimeni nu o să vină cu curaj să spună da, uite că studiez și medicină alternativă sau intuitiv știu să mai tratez un pacient pentru că nu are voie să fac așa ceva, dar multe asistente medicale care mai văd câte un om pe patul de spital sub perfuzii, după nuanța pielii care o are, da, și privirea care, climatul mental sau privirea care o are, poate să spună exact așa, domne, chiar dacă aparatul funcționează și medicația își face efectul, nu mai are mult. Și nu este nici prima oară, nici ultima oară când omul evaluează starea de sănătate după chip. Da, și bunicii noștri spuneau asta. Toată lumea, da? Dar nu sunt studii, cum se spune așa, ca să poți învăța pe cineva, pentru că asta nu ai cum să înveți. În general, te înveți. Și nici nu poți pe cineva să vii cu o demonstrație clar, științifică și să spui, uite, domne, omul acela avea privirea încețoșată și n-a mai rezistat foarte mult și a murit, da? Foarte multe cazuri în care oamenii se minunează, dar oare de ce mi l-a luat viața așa de repede? Există tot în citirea chipului acel moment când se apropie sau când se îndepărtează exact, că toți avem cumpene undeva înscrise, da? În viața noastră și în drumul vieții noastre și exact în privire se observă când se apropie acel pericol. Nu neapărat că tu îl simți ca om, că poate nu ești așa de extrasenzorial, dar privirea devine brusc încețoșată, pentru că se spune că se apropie umbra morții de acel om sau se îndepărtează. Mm-hmm. Și în momentul când a prins o vulnerabilitate acel om și s-a observat și în privire, cineva chiar îți poate citi și momentul vulnerabil. Dar acei oameni sunt, în general, mai rari care se ocupă de partea acestea fizionomiei ca să observe exact trecerile acestea, mai ales pe cauze de boală. Și aici nu vorbim de aură, pentru că sunt oameni care citesc aura, dar sunt oameni care citesc în privire. Sau în ochii acelui om. Și atunci ochii unei fizionomii determină exact calitatea vieții generală. Poți să te duci și să vezi un chip extrem de ridat, asimetric, da? Femeia îmbătrânită, stă la sat, dar privirea este foarte vie. Da? Are o luminozitate a privirii atât de curată, e sclera sau alb ochiului, privirea este limpede, culoarea se vede foarte clar și privirea ar trebui să fie ușor întredeschisă la oamenii sănătoși psihic, nici foarte bulbucați sau foarte căscați ochii și nici foarte întredeschiși, arată clar calitatea vieții. Poate să treacă femeia prin, nu știu, să fie și văduvă, să nu mai aibă nici animale, să fie undeva în vârf de munte, fără niciun ajutor, dar o vezi vie. Ea o să spună exact așa, am avut o viață grea, dar nu pot să mă plâng. Și nici n-o să mă plâng. Și exact așa și e. Și vedeți adolescenți sau oameni cu o privire încețoșată, au totul și întotdeauna vor simți greutatea vieții. Spuneai de acea privire fixă, mai bulbucată, ce reprezintă? Cu cât ochii este, aici mai poate să fie și pe, ca, să zicem așa, din cauza unei boli, dar și însăși climatul mental declanșează repede o boală pentru că sunt interconectate. Oamenii merg pe efecte, da, ochii bulbucați, poate să fie tiroidă, poate să fie probleme foarte mari emoționale, în general ochii extrem de bulbucați, e pe fond de sănătate, o afecțiune, dar și invers. Vedem deja de când este tânăr că are ochii mai bulbucați, da? Are deja o predispoziție. Spre ce? Spre isterie, spre emoții foarte intense, spre dramă. Dacă nu-l dai la teatru undeva sau în artă, să-și consume sau energie, să treacă repede, să-și, cum să zic eu așa, să-și treacă printr-o centrifugă emoțiile, să se simtă descărcat, îl închizi într-un birou, că vrei să-l faci contabil. E, acolo se bubuie dintr-o dată și creează dezechilibre hormonale și până la urmă se trezește omul cu, nu știu, cu o tiroidă sau cu afecțiune. Și atunci spui, da, uite, după ochi omul este bolnav, dar însăși chipul lui are o predispoziție și poți evita sau poți chiar să o ai boala, chiar și în artă, dar altfel treci peste ea. Iată cât de important este misiunea personală, da? Atât pentru starea de sănătate, cât și pentru starea emoțională și starea psihică. Da, foarte mult și sunt oameni care au o privire atât de mijită și întredeschisă, încât cred că cel mai bine li s-ar potrivi un fel de detectiv. Dacă sunt totuși prezenți în privirea lor, chiar dacă stau așa cu ei întredeschiși, dar îi vezi că sunt în aici și acum, sau ca și Marilyn Monroe sau alți oameni care, bine, avea și o afecțiune la nivelul ochilor, de aceea se și uita așa mai mijit, cum spunem noi, dar o privire așa la lascivă, undeva într-o sferă a vieții senzuală. Și atunci oamenii au un nomenclator de meserie unde ar putea să se inspire, unde să-și găsească locul, pentru că, în general, o să sufere nu pentru că ei sunt clădiți așa, ci pentru că nu se îndreaptă către ceea ce este deja, cum am spus, eu scris pe chip. Ce alte zone mai avem care ne pot da informații prețioase? Păi, spre exemplu, foarte important este zona unde există inserția părului.
Am observat și foarte puțini oameni se uită la acest aspect, toți ne uităm la sprâncene, nas, ochi, gură. Bun, dar sunt zone foarte ascunse. Doar aici sau și la temple? Inserția părului este zona unde se inserează părul în frunte, dar în mod special partea aceasta de aici, de sus până spre temple, nu neapărat mergem către temple în jos. Această inserție a părului are corespondență undeva cu vârsta de 15, 16, 17 ani. Dacă ne uităm atent, sunt persoane care au încă fire de păr aici, da? Pe frunte. Ca și la bebeluș, da? Puful acela. Și alte persoane nu-l au. Inserția părului are legătură foarte mult cât de tare te-ai atașat de concepțiile mamei și a tatălui tău sau cei care te-au crescut, pentru cei care nu au fost crescuți arată de părinți. O dependență de părinți? Influența părinților asupra acelui om sau cei care l-au crescut. Adică în cele instalat în mintea lor idei, concepții, tradiții și tot așa mai departe. Vom observa că sunt oameni cu inserția părului foarte asimetrică, au fire de păr încă aici, au deja 30-40 ani, ei sunt încă foarte atașați de părinții lor sau, de, mai bine spus, de concepțiile care le-au impus, ideile, informațiile care le-au impus acei părinți. Încă depind de acei părinți. Și dacă pe la 15-16 ani sau până atunci observ că încă există fire de păr aici, pentru adolescentul tău sau copilul tău sau pentru cei care sunt mai tineri și vor să studieze, este bine încă de pe atunci să se gândească clar că vor rămâne foarte tare afectați și influențați de ideile celor care i-au crescut dacă nu vor face ceva în acest sens. Adică să-și asculte propria voință și propriile idei, pentru că cei 7 ani de acasă au trecut de mult. Și atunci observ foarte multă suferință în rândul celor care au aceste fire de păr aici, după 30 și ceva de ani, știu clar că încă nu s-au detașat de ceea ce li s-a întâmplat la 15-16 ani, în mod special cine a venit cu o informație și le-a impus atunci. Și atunci arta vieții ne arată iară să ne ghidăm și să ne uităm la noi măcar. Băi, eu chiar așa de fricoasă sunt sau așa de greu mi este în general să mă detașez de un om, de exemplu de un iubit. Te-ai căsătorit la 30 de ani și ai divorțat la 32 și vezi că ai firele de păr, dar suferința ta este imensă și nu știi de ce suferi după un om. Ai citirea chipului și te uiți acolo sau informația din emisiune. Dom'le, am încă fire de păr. Eu oricum, oricine ar fi fost ăla și un mare diabolic, care chiar dacă mă bucur că am scăpat de el, eu mă atașez ușor de oameni. De ce? Pentru că undeva, până la 15 ani, pe mine așa m-a educat cumva viața să rămân atașată de idei și de să fac cum spune mama și tata. Și pentru că ai adus în discuție divorțul sau o despărțire, să-i spunem, unde se poate vedea pe chipul nostru? Uai, în multe locuri. În multe locuri. Ca să-mi termin ideea că vreau să spun ceva important aici. Când începeți să cheliți, ca să, așa, e un semn bun, din față în spate, că înseamnă că vă detașați de niște idei, vă dezvoltați sau vă lărgiți aria de cunoaștere, experimentați, înseamnă că voi călătoriți, pentru că aici se află și palatele călătoriilor. Da? În citirea chipului avem o altă tehnică numită palatele, cele 12 palate. Și unul dintre cele 12 palate este așezat exact în zona aceasta aici și care se numesc palatele călătorilor. Aceste decupaje, cum le-ai și tu foarte mare aici, este o predispoziție mare către călătorii sau nevoia de a călători. Cu cât există multe fire de păr aici, nu înseamnă că omul are ghinion dacă vrea să călătorească. Înseamnă că în momentul când el călătorește, are niște provocări. Are nevoie să vină acasă sau să fie ca acasă, perna de acasă, să fie mâncarea tot de acasă, atașamente. Atașamentele. Vedem că are legătură fiecare tehnică cu cealaltă și se creează iarăși atașamente de locul natal. Sunt oameni care trăiesc în străinătate cu firele de păr, dar cu siguranță au ceva, foarte multe obiecte sau tradiții adunate și aduse în acel loc. Nu se adaptează atât de ușor unei noi clime sau tradiții sau mâncare din zona respectivă față de cei care nu au mai au aceste fire de păr aici, pentru că este un simbol al apei. Totodată, acest decupaj mai simbolizează, mai ales la femei, că își vor găsi un soț sau iubitul undeva, așa e un termen popular, peste mări și țări sau undeva peste departe. Ape, peste zic. Ape, da. Ideea e ca ele să se miște, să călătorească și să se focuseze foarte mult pe ideea de libertate, nu libertinaj, pentru că este o mare diferență, da? Nu înseamnă că trebuie să testezi orice nebun vine către tine și nici să te măriți cu toți, dar poți să te măriți cu 5, numai să nu știi unul de celălalt, important, cam așa, da? Ideea e că are nevoie, foarte multă nevoie de mișcare, da? Și atunci femeia cu
firele de păr aici creează foarte mari atașamente. Fie de un fost soț, fie de un fost iubit, fie de un loc unde a fost, fie, nu știu, foarte mari atașamente. Deci eu pot să călătoresc fără probleme. Da, pentru că atașamentele este un simbol aici de atașamente. Atașamente poate să se uită la un... poate să observe la un om și în momentul când are obraji foarte cărnoși, dar iar creează atașamente foarte mari. Deci sunt indicii pe chip. Eu am dat un singur indiciu. Da. Și legat de divorț sau unde se vede că... Sau despărțirile. Da. Sau despărțirile, omul le provoacă în general. Da? Sunt oameni care vor spune, bun, pe mine m-a părăsit soțul, nu am provocat, sau pe mine m-a lăsat soția. Există o provocare acolo. Sunt, da, atât de multe sforne văzute în care n-ai cum vreodată să știi unde ai dus, cum ai participat la așa ceva. Chiar dacă n-ai făcut nimic, până și acel lucru, poate că a participat la o despărțire, n-ai făcut nimic rău. Pentru are că legătură. E un cuplu care el chiar are nevoie să fie provocat, înțepat, nu știu. Mai agitat. Da, și atunci e prea cu minte. Da? Și atunci și asta poate să ducă. Dar semnele despărțirii, în general, se observă când există șanțuri foarte adânci, aici, nu gropițele. Și la femei și la bărbați. La bărbați n-are importanță. Pomeții foarte osoși. Ieșiți în evidență, femei, bărbați, aici sus. Un aspect fizic cumva mai stors, așa, adică în general încheieturile sunt mai subțiri, gâtul este mai subțire, deja se observă aici toată zona cum înghite, da, se observă exact chiar și când îngurgitează, când bea apă, adică este un om, deși sună ciudat, așa ca un fruct care s-a uscat, da? Are o uscăciune a chipului. Poate multe femei își doresc să arate slabe la față, dar mare atenție că odată cu această nevoie de a arăta extrem de slabe îi aduce acest aspect al chipului și către tendința foarte acută de a rămâne singur, pentru că un chip osos simbolizează asceză. Și vrând nevrând, chiar dacă ai un soț și copii acasă, nevoia ta este să te izolezi. Și atunci un chip mai cărnos, în general, predispoziția este de a crea comunitate sau de a face atașamente, da? Dar ajunge până la urmă și acel om să fie divorțat, că nu asta e problema, și semnele se observă odată, cum am spus, la nivelul obrajilor, da. Dacă apar pomeți osoși sau dacă apar chiar pomeții cărnoși, ambițiile sunt foarte mari. În general, femeia care are pomeții proeminenți și un nas foarte bine aspectat, neoperat, adică foarte mare, predispoziția e mai mare, fiindcă are nevoie de libertatea de exprimare sau să-și impună felul ei. Și îi sugerez să-și găsească un bărbat cu care să discute din start. Dom'le, eu am nevoile astea, eu sunt așa, dacă poți să accept să facem împreună sau să mă lași să conduc, nu știu, orice, numai să nu conduc relația noastră, eu pot să-mi canalizez. Pentru că dacă, nu știu, nu-și înțelege felul ei de a fi, va crea în casă foarte multe reguli și norme și atunci nimeni nu rezistă acolo decât dacă ea, nu știu ce, avere deține când nimeni nu reușește să tremure în fața ei. Sprâncenele, iarăși, fie tatuate, deja este un mare semnal de alarmă printre foarte multe femei și din țară și din Europa, ca aici se folosește și probabil în America, un mare semnal de alarmă. Foarte multe femei nu mai au sprâncene, trebuie să și le tatueze. Nu am nimic cu ideea de tatuare sau cum vrei, vor ele să le numească, eu le numesc deja ștampilate, foarte multe sunt făcute cu, de prost gust, pentru că nu are nicio legătură cu fizionomia. Și schimbă foarte mult fizionomia. Dar întrebarea e așa, să începem cu începutul. Ce înseamnă sprâncenele în fizionomie? Arată cum anume legi relații sau cum reușești să te faci plăcut în jurul tău. Cât de mulți oameni legi de tine? Este destul de puternic spus, dar chiar sunt oameni care se simt legați între ei sau reușesc alți oameni să te creezi de legături. Iar lipsa sprâncenelor reprezintă iarăși un simbol al ascezei și al singurătății. Da? Mulți călugări, dacă ne uităm și tibetani și în alte locuri, sprâncenele sunt fie rărite, fie sunt foarte încălcite pentru că este un om dificil și preferă să trăiască singur. Ori e foarte sprâncenat, așa încât singurătatea e scrisă pentru că nu are cum să se înțeleagă că e atât de nervos, fie lipsa sprâncenelor. Și când mă uit la foarte multe femei, probabil că pe fond de furie, fiindcă sprâncenele au legătură cu elementul lemn din tradiția chinezească. Elementul lemn are emoție predominantă, furia, în sens negativ, și pasiunea, în sens pozitiv. Când văd sprâncene care sunt fie căzute sau tatuate, înseamnă că furia atât de tare a jucat rol în viața acelei femei, încât și-a ars propriile sprâncene sau au căzut copacii, s-a defrișat pădurea. Și pentru că nu putem lăsa așa pădurea fără chipul, are nevoie totuși de o emoție predominantă, sprâncenele creează cumva un... o trăire predominantă, fie de nervi, dacă ți le ștampilezi așa, fie, eu știu, de o dulceață pe privire. Da. Dar contează foarte mult emoția predominantă care tu vrei să o sigilezi acolo.
Și însăși tatuajele arată clar calitatea care s-a degradat în relația ta cu ceilalți. Și foarte important este să te gândești nu cum să nu ți le mai tatuezi, ți le faci pentru că ai ajuns în punctul acesta. Important e de acum încolo să-ți pui întrebări. Dom'le, înseamnă că așa de, nu știu, tare m-am depărtat de varianta mea cea mai bună, că nu înseamnă că nu mai ești tu, ești tu, dar într-o variantă mai puțin bună, încât nici relații nu mai pot clădi. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la această discuție. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente. Revenit la Lumea Nevăzută alături de invitata mea, Suada Agache, și vorbim despre harta vieții și evenimentele care se pot citi pe chipul nostru. Și apropo de divorț, sprâncenele, cele care cresc aici, așa ca o mătură, da? Așa, începutul acela, este un act de rebeliune, femeie sau bărbat. Important este ca sprâncena să crească oblic, așa, da? Fără să aibă, nu știu, deviația ale firului de păr, că și firul acela se studiază. Mă întreba cineva, dar cele tatuate cum le citești? Din start, prin știința deducției, femeia respectivă are probleme de relaționare. Fie prietenii au trădat-o, fie unul dintre frați sau surori, pentru că sprâncenele se reprezintă frați și surori, nu se mai înțelege bine, fie o bunică care a fost ca o soră pentru ea, în fine, o relație care s-a degradat și a influențat. Și în momentul când vedem aici, așa ca o mătură, simbolul este în felul următor, că undeva între 28 și 32 de ani, și spun așa pentru că e o trecere de la 28 la 32 de ani, a fost și a trecut probabil printr-un mare cutremur, fie în relație, adică fie a divorțat, fie a făcut, nu știu, a schimbat serviciu, adică a fost o mare, mare schimbare și în general și-a schimbat acel om și percepția asupra realității. Dacă până la 28 de ani a iubit, după 32 de ani se gândește, domnule, îmi place, îmi place sau mai trebuie să o fac în continuare, să rămân cu acel om, femeie sau bărbat, pentru că ce, pentru ei exact așa, ce ți-a plăcut la 20 s-ar putea să nu-ți mai placă la 30, ți-a plăcut la 30 s-ar putea să îți placă din nou la 40 sau nu. Și atunci este iarăși un simbol al despărțirii, inserția fărului în formă de V. Este un simbol iarăși că n-ar trebui acel om să-și facă acte când se căsătorește decât după 30 și ceva de ani. Iată, sunt foarte multe informații pe care le putem afla gropița analizând. Gropița în bărbie, iarăși un simbol și care nu rămâne. Da, gropița în obraz. Și ce și o să zică telespectatorii? Eu am inserția părului în formă de V și bunica mea și n-a divorțat și gropița în bărbie, nu e așa. Eu vă spun un singur lucru. Dom'le, în momentul când vă uitați acum în oglindă, poate aveți 35, 40, 50, 80 de ani. Încă n-ați murit. E timp și peste 5 zile, uite așa tu cu inserția părului formă de V sau cu gropița în bărbie, uite așa să trăiești chiar și în ultimele 5 minute din viața ta ceea ce ți-a fost scris pe față. Pentru că oamenii cumva așa se detașează de ei, se urcă în ceruri, undeva pe Marte, se uită la ei pe pământ și zic, eu nu sunt așa. Păi încă trăiești. Nu sunt în descrierea Suadei, da? Da. Foarte multe informații se pot afla așadar de pe analiza chipului. Da, pot găsi în carte foarte multe interpretări pe tehnici de citire a chipului. Aici aveți absolut și cu desene și cu interpretări tot ce vreți voi. Eu am citit-o odată, de fapt este un manual pe care trebuie să-l parcurgi foarte, foarte mult timp. Această hartă a vieții ne ajută să vedem evenimentele atât trecute cât și cele viitoare, dar ea este combinată, din câte înțeleg, și cu alte tehnici. Tot din citirea chipului să știi să mergi până la capăt și să și modifici sau să schimbi ceva. Să știi doar că aici ai o cumpănă, fără să înțelegi ce înseamnă până la urmă acea cumpănă, nu te ajută. Acum doar să ne uităm în oglindă să vedem unde avem cumpene. Avem în fiecare secundă cumpene și trecem prin ele și nu le simțim pentru că suntem cumva deja educați sau predispus spre o direcție, dar și celelalte unde deja vedem sau prin cele măcar care am trecut, deseori o cicatrice e mult mai bună decât o rană deschisă sau chiar ștarsă. De ce? Pentru că cicatricea chiar și pe față, apropo să fac așa o oarecare corelație, este un simbol al supraviețuirii și sunt oameni care vor să și le șteargă. Cicatricile pe față arată că acel om este puternic și în filme și peste tot veți vedea că se lasă o cicatrice pe chipul acelui, nu știu, supraviețuitor, tocmai ca să simbolizeze triumful asupra unei cumpene prin care am trecut. Așadar, dacă aveți o cicatrice pe suflet, să știți că ea v-a învățat astăzi, fie să abordați diferit o situație sau să vă întoarceți înapoi în timp prin citirea chipului și să vă dați seama ce trebuia totuși să învățați ca să nu căutați să evitați. Spuneai tu că mai avem puțin timp la dispoziție. Este importantă și zona din prejurul capului după o anumită vârstă. Da. Unde ne uităm în prejurul capului? La formă? Oamenii vor căuta textura părului.
foarte mult textura părului, pentru că după o vârstă anume contează și se observă că ies din nou firele șatene sau brunete înapoi și se observă oarecare regenerare a corpului. Eu îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost astăzi alături de noi. Sunt foarte multe informații legate de tehnica de citire a chipului. Le găsiți în cartea Soadei. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost la Lumea Nevăzută. Sunt Ana Bălăceanu, vă aștept și duminica viitoare. Să aveți o săptămână excelentă!